Bună ziua, bună dimineața, dragi prieteni. Vă salut după o pauză, cred că destul de lungă din cauza sărbătorilor. Eu am cătoreț nouă de anjăz nici înainte de Paște, nici înainte de Paștele Blajenului. Astăzi suntem la un nou dialog în direct. Ca de obicei, o să abordez trei teme care consider că sunt cele mai fierbinți și am câteva întrebări, deja mai multe întrebări vin din partea noastră. Vă invit să accesați și pe Privesc Eu și pe toate rețelele mele de socializare și să veniți cu întrebări care vă interesează. Trei subiecte pe care vreau să le abordez astăzi este, nu pot să trec pe alături de scandalul din justiție, dar foarte succint, că s-a vorbit mult. A doua tema săptămânii, cred că poate este și cea mai importantă, este numirea datei alegerilor prezidențiale și datei referendumului și ce trebuie să vin cu unele poziții. Și trei, vreau să vorbim puțin și despre situația economică din Republica Moldova, pentru că în ultimul timp se vorbește foarte mult despre politică, geopolitică, lupte, justiție, dar mai puțin despre ce mi interesează pe oameni. Despre economie, despre partea socială. Deci să începem cu scandalul din justiție. Eu cred că deja toți au înțeles că filtrele de integritate a Maia Sandu nu mai funcționează. Și eu mă refer aici la tot ce s-a întâmplat pe parcursul ultimilor 3 ani jumate. De când această guvernare a venit, de când a preluat toată puterea în Republica Moldova, ei au anulat concursurile, ei numesc rude, verișori, membri de partid, dar cel mai important, ni s-a promis tuturor că vor fi filtre de integritate, ele, de fapt, toate nu funcționează. Nici pentru justiție, nici pentru numirea în alte funcții de stat. Deci, ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta, acest scandal monstruos din domeniul justiției, de fapt, reprezintă încă o dată în plus un eșec total al pretinției reformei justiției lansate de Maia Sandu. Vreau să amintesc că aceste persoane au fost delegate, atât Drăgălin, cât și doamna cei care din Comisiile Vetting-Preveting, au fost delegate, au fost numite și promovate de către Maia Sandu. Deci Maia Sandu este direct responsabilă pentru integritatea acestor persoane. Și încercarea de a spune că noi vom vedea, noi vom analiza, de fapt, trezește zâmbite pentru toți. Și am o întrebare retorică. Dar domnul Leancart nu vrea să scrie un denunț la procuratură. Așa cum a făcut în cazul lui Stoianoglu. Când Stoianoglu a vorbit despre niște înregistrări într-un telefon a unui ex-procuror și în bază la aceasta i-au deschis dosar penal, au trimis dosarul în judecată, știți ce a urmat, percheziții. Întrebare retorică, dar de ce nu faceți un denunț acum? E exact aceeași situație. Eu nu vreau să iau apărarea nimănui, nici a doamnei Drăgălin, nici a, uitat cum îi spune, la doamna cealaltă, dar peștele s-au stricat, deja miroase urât și trebuie urgent sau curățit, sau aruncat la gunoi. Dar eu cred că trebuie aruncat la gunoi împreună cu Maia Sandu și cu toată gașca ei. Pentru că așa bătaie de joc de tot ce se întâmplă în domeniul justiției încă în Republica Moldova nu a fost. Eu personal am trecut prin toate aceste filtre a justiției, a procuraturii și vă spun, Doamne ferește de cetățeanul simplu care nimerește pe mâna procurorilor și judecătorilor. Mai mare bătaie de joc Republica Moldova nu este. Cineva mi-a dat întrebare, domnul, dar cum se face? Maia Sandu a promis lupta cu corupția. Pe timpul Maia Sandu, corupția în Moldova a crescut. Așa bespredel nu-și permitea absolut nimeni. Unica soluție de dat pe toți afară, de restabilit pe procurorul general Stoianoglu, care e greu, dar ar putea încet să facă regulă în acest sistem. Și eu cred că domnul Stoianoglu va fi restabilit de următorul președinte al țării, dacă Maia Sandu nu o face în tip apropiat. Scăparea pentru Maia Sandu este restabilirea lui Stoianoglu. Altfel nu o să facă față. Și concursul ăsta care fac acum pentru procuror general, tot e filchina gramata, nu o să termine absolut cu nimic. Subiectul săptămânii, evident că este numirea datei alegerilor prezidențiale. Cum cunoașteți, stimați prieteni, alegerile prezidențiale, împreună cu referendumul, vor avea loc pe data de 20 octombrie. Adică, practic, astăzi la noi e data de 17 mai, au rămas exact 5 sau plus 3 zile, 5 luni de zile până la data alegerilor prezidențiale.
Aici vreau să divizez subiectul în prezidențiale și referendum și să expun poziția. În primul rând cu prezidențiale. Aud tot mai multe întrebări, inclusiv noi am lansat o campanie națională, interesul național. Eu consider că interesul național este primul ce trebuie să stea în capul oricăror decizii. Pentru orice politician, în primul rând, trebuie să fie interesul național. Și chiar ieri, la Crivuleni, la Dubăsare, am avut două întrevederi mari. Mâine voi fi în raionul Șoldănești, poi mâine voi fi la Florești. Apropo, vă invit să veniți la întrevederile care vor avea loc. Voi fi și prin piețe, inclusiv mâine poate la Orhei, voi merge dimineața la piață, așa că poate ne vedem acolo, dragi prieteni. Dar întrebarea de bază, care îmi spun domnul Don, cine o să fie candidat la prezidențial? Haideți încă o dată acest subiect să-l abordăm. Săptămâna aceasta am avut o întrevedere cu, la inițiativa Natașei Murari. Apropo, ea dimineața a fost aici la noi, la mine în birou, în biroul ăsta, a fost și am discutat în continuare. Mai departe, am discutat cu 6 potențiali candidați sau lideri opoziției despre ce facem în prezidențiale și ce facem în genere în toamna acestui an. Primul lucru cel mai important este că dialog între mai mulți reprezentanți ai opoziției cu viziuni diferite, ideologice, geopolitice, dialog există. Dragi cetățeni, dragi concetățeni, noi discutăm în sânul opoziției despre o strategie comună la alegerile prezidențiale și referendumul din toamnă. Asta este partea bună. 2. Discuții despre candidatul unic. Eu vreau să anunț încă o dată public, i-am spus Natașei Murari azi dimineață, am spus acest lucru și atunci când ne-am întâlnit cu liderii opoziției, Partidul Socialiștilor, liderul Partidului Socialiștilor, este gata să susțină un candidat înaintat, poftim de cine doriți, care nu este liderul sau membru a vreunui partid politic. Problema nu este noi, noi suntem gata să susținem și o spun încă o dată, noi am vorbit de Stoianoglu, nu vă place Stoianoglu, înaintați voi pe cineva. Mă adresez la restul partidelor cu pondere, liderilor politici, înaintați o candidatură. Candidat unic în primul tur, liderul unui partid politic, nu poate fi, pentru că alte partide, care sensul, un partid să lucreze pentru liderul altui partid. Deci, candidat unic în primul tur poate fi doar o persoană apolitică. Noi am propus, eu n-am acceptat domnul Stoianoglu, dar haideți, dacă acceptați, haideți să ne întâlnim împreună, să-l convingem. Nu vă place asta? Propuneți voi. Noi o să susținem. Dar avem nu mai mult de 2 săptămâni. Astăzi este data de 17, exact peste 2 săptămâni este data de 31 mai. Până la sfârșitul lunii mai, dragi colegi din opoziție, dragi reprezentanți societății civile, noi trebuie să ieșim cu opoziție, că oamenii nu ne înțeleg ce faceți. Sau am găsit un candidat unic, l-am înaintat, sau spunem că, uite, noi am hotărât să meargă fiecare partid cu candidatul său, avem strategie comună și candidat unic va fi în turul 2 și cetățenii vor de cine trece în turul 2. Noi, socialiștii, susținem orice variant. Prioritar, candidat unic. Dar, stimați concetățeni, eu cred că în maximul 2 săptămâni, până la sfârșitul lunii mai, noi trebuie să ne determinăm ca oamenii să cunoască. Mai Sandu deja a declarat, e clar, Mai Sandu vrea să câștige cu orice preț a doilea mandat, și vom discuta despre aceasta. Ea deja a schimbat regulile de joc, ea deja începe să falsifice alegerile prezidențiale. Eu cred că noi avem toate motivele să nu recunoaștem în caz dacă Maia Sandu învine în aceste alegeri. Dar mă refer la opoziție, noi trebuie să avem o strategie comună. Sau mergem cu un candidat, sau mergem cu câțiva candidați, dar nu ne criticăm între noi. Avem o agendă comună împotriva acestei guvernări. Vârful de lanț acestei guvernări este președintele țării Maia Sandu, care este responsabil de tot ce s-a întâmplat în țară pe cursul acestor 3-4 ani. Deci, ca să totalizez pe acest subiect, în 2 săptămâni, opoziția trebuie să se determine. Candidat unic sau fiecare merge cu candidatul său și lucrul ăsta trebuie să ieșim în public să-l spunem. Al doilea subiect, referendumul. Eu cred că toți înțeleg că referendumul este o șmicherie a Maia Sandu în încercarea de a învinge în alegerile prezidențiale. Și ea crede că acest lucru o va ajuta să învingă din primul tur. Nu o va ajuta. Moldovenii înțeleg, oamenii nu sunt proști. De ce acest referendum nu are nimic cu ideea integrării europene?
acest referendum este un instrument antilegal, anticonstituțional, pentru ca Maia Sandu să obțină mai multe voturi. Care va fi poziția noastră? În primul rând, să fie foarte clar, noi nu suntem împotriva discuțiilor și negocierilor cu Uniunea Europeană, la fel ca și cu alte țări, și cu Rusia, și cu toți absolut. Cu China, uitați-vă China cum se dezvoltă. De ce nu discutați cu chinezii? Noi suntem gata să discutăm cu chinezii. Partidul Socialiștilor are o agendă destul de importantă pe filiera relațiilor moldo-chineze. Deci guvernarea nu face nimic. Dar noi nu suntem socialiștii, liderul socialiștilor, președintele partidului Dodon Igor, nu este împotriva discuțiilor în continuare și negocierilor cu Uniunea Europeană. Dar reșind din interesul național. Însă acest referendum nu are nimic comun cu integrarea europeană. De ce noi vom chema oamenii să nu participe în acest referendum? Unii spun că poate să participe, să iei buletinul, să voteze împotrivă. Noi, împreună cu colegii comuniști, vom determina poziția finală. Eu vă spun poziția mea. Eu consider că noi trebuie să facem tot posibilul ca acest referendum să nu aibă loc din lipsa cuorumului. Și eu cred că lucrul acesta este posibil. Referitor la ce se întâmplă în relația noastră cu Uniunea Europeană, în dragi parteneri europeni, tot mai multe întrebări apar și nu doar de la mine, oamenii întreabă. Apropo, cei care susțin integrarea europeană, mă întreabă domnul Dodon, dar nou, pentru ce întrebă așa Europa? Și am mai refer numai la ceea ce a fost la Eurovision, că oamenii când s-au uitat la ce s-a întâmplat cu Eurovisionul ăsta, spun, dar nou, așa Europa, pentru ce întrebă? Doamne ferește! Chiar Doamne ferește! Să-mi spun oameni care sunt pro-europeni. Dar mie alte argumente spun, dar ce întrebă așa Europa care închide ochii la tot bespredelul ăsta care se întâmplă în Moldova? Și uitați ce face Maia Sandu, închide televiziune, închide ceea ce... Dar nouă așa Europa nu trebuie. Nouă așa Europa nu trebuie, așa spun oamenii. De ce își cade încrederea în Uniunea Europeană? De ce ești la referendum în curs de următoarele 5 luni, puteți să aveți o surpriză foarte neplăcută, că oamenii ori nu o să participă, ori să voteze împotrivă. Eu, ca politician, cu experiență, eu nu sunt împotriva valorilor europene. Dreptul la liberă exprimare, stat de drept, legile să funcționeze. Nu așa cum avem un președinte a țării, spune, dar mie nu-mi place. Dar eu cred că nu e legal asta. Un jurnalist rus îi spune, stai puțin, dar pe legea spune așa. Dar îi spune, dar eu consider altfel. Și am dreptul să nu execut legea. Atunci ce fel de stat de drept avem noi? E ca merge unul pe drum, într în magazin, ia ceva și iese și fără să plătească. Ajunge vânzătoarea sau pază, spune, băi, stai puțin, dar trebuie să, partii, să plătești, așa e legea. Eu spun, da, eu stai puțin, mai s-a îndutăs că dacă crezi altfel, poți să nu respecti legea. Păi, la ce? Ce fel de integrare europeană? Ce fel de Europa? Dacă închide ochii la tot haosul ăsta care îl face Maia Sandu. De ce? Credeți-mă, tot mai multă lume o să fie împotriva Uniunii Europene în Republica Moldova. De ce că o să cheme politicienii? De ce că ei nu înțeleg de ce europenii tac? Și închid ochii la toate fără de legile care se fac în Republica Moldova. Așa că cu referendumul, poziția finală, cred că vom discuta cu colegii, că suntem în bloc electoral împreună cu comuniștii, vom discuta cu toți împreună, vedem ce poziție. Eu vă spun poziția mea în calitate de politician. Eu consider că noi trebuie să facem tot posibil ca acest referendum să nu aibă loc. Pentru aceasta ar fi ideal să nu luăm buletinile, să nu participăm în referendumul ilegal, manipulatoriu, anticonstituțional, șmecherie, Maia Sandu. Și al treilea subiect, până răspunde la întrebările dumneavoastră, văd că vin foarte multe întrebări, o să mă stărui succint. Uitați ce se întâmplă în economie. Eu am luat cifrele pentru 3 luni, ultimele cifrele care sunt acum disponibile. Apropo, eu îmi dau întrebarea, dar de ce nu vorbește despre asta Laiba, mare specialist, sau este tanțor discă, crețosul ăsta, cum îi spune, Jimmy, poi, tanțui. Ați văzut filme indiene? Păi că este tanțor discă, avem un tanțor discă în frunte Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanță. Nu, așa rușine, fiecare are drept la o viață privată. Eu știu când eram la guvernare sau eram în opoziție, erau președinți de comisii. Vă dau exemplu, Bondarciuc, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanță, tipul comuniștilor. După era personalitate. Sau Ioniță, Vislav Ioniță, eu eram în opoziție. Analist economic. El era președintele Comisiei Economie, Buget și Finanță. Păi aveau cu cine discuta măcar.
oameni profesioniști pregătiți. Dar noi avem un tanțor disc în fruntea economiei în Republica Moldova. Dar vreau doar câteva cifre importante. Produsul intern brut ați văzut. Noi avem o creștere doar de 0,7% anul trecut, dar problema e alta, că în alte țări, inclusiv în țări unde are loc război, în Ucraina, creșterea economică este de câteva ori mai mare ca în Republica Moldova. De ce se întâmplă acest lucru? Incompetența guvernării. Apropo, în anul trecut, PIB-ul Republicii Moldova a ajuns nivelul de 80% din PIB-ul anului 1989, când a căzut Uniunea Sovietică. Adică noi suntem cu 20% mai jos ca volumul economiei PIB decât atunci când am plecat din Uniunea Sovietică. Adică noi în 34 de ani, 33 de ani, nu sunt nimic. Noi ne-am dus doar în jos. Am primit cifrele ieri pentru comerțul extern și văd diferite declarații triumfale a guvernării, cu uite, la noi totul e bine. Cum e bine? Exportul în 3 luni a scăzut cu 14%. Și a scăzut nu numai în CSI, că voi ardeți focul podurile cu CSI, minus 30%, dar a scăzut în Uniunea Europeană. Voi ne duceți în Europa, exportul e scade. Și uitați-vă, în România minus 18, în Italia minus 9, Spania, Marea Britanie minus 38, Germania minus 8. În țările membre UE, exportul din Republica Moldova scade. De ce se întâmplă acest lucru? A ieșit cineva de la Ministerul Economiei sau de la Guvern sau din Parlament, din Comisia respectivă, să vină cu argumente, oameni bune, ca ce se întâmplă. Dar hai să vedem ce facem. De ce scade exportul nostru? Da, în Rusia minus 36, Kazakhstan minus 60. Dar voi nu vă uitați în partea ce, cu toate că faceți o greșeală. Noi trebuie să avem comerț cu toți absolut. Tendință care cred că vă interesează pe tot ce se întâmplă pe piața valutară. Noi vedem că se întărește leul, adică scade cursul, cum spun moldovenii. Și atunci apare o întrebare, de ce? Pentru că la noi remitențele scad, adică moldovenii din afara țării în primul trimestru minus 9% anul ăsta, scad remitențele. Dar întrebarea logică, dar de ce, dacă scad remitențele, teoretic valuta mai puțină, cursul trebuie să crească. La noi cursul scade. Păi vă spun de ce. Oamenii au început să vândă mai multă valută din rezervele care le aveau. Uitați-vă, au vândut plus 3%, dar au cumpărat minus 11%, adică cu circa 15% din volumul total, oamenii au început să vândă din economiile sale. De ce? Evident, veniturile curente nu le permit să facă față la prețuri, la ceea ce se întâmplă în fiecare zi la servicii. De aceea, cursul a început cu regret să întărească. Deci cu oamenii scot dolarii de acasă, euro și îi vând. Apropo, pentru economie, lucrul ăsta nu este cel mai bun lucru când se întărește cursul. Pentru dezvoltare economică, uneori trebuie să se deslăbit cursul. Pentru că acest lucru ajută. Dar aici la guvernare, din nou, nu se gândesc absolut deloc. În schimb, uitați-vă ce se întâmplă cu bugetul. Noi avem în martie minus 5% și impozitul pe venit în martie, când trebuie să plătesc impozitul venit pe anul trecut. Anul ăsta minus 16%. Asta e dezastru. Economiștii care acum aud, cei de la Ministerul Finanțelor, finanțiști, înțeleg, asta e dezastru. Minus 16%. Asta arată starea întreprinderilor, sectorului real din economie. Oamenii înregistrează venituri mai puține, plătesc mai puțin impozit. Cheltuielile bugetare scad. Uitați-vă, martie minus 18%. Ce înseamnă cheltuieli bugetare minus 18%? Mai puțin investiții în reparații școli, drumuri, grădiniță. Investițiile statului sunt în scădere. Dar ei ne povestesc că totul e bine și tot se merge înainte. În schimb, scade, crește datoria de stat. Uitați-vă, în martie 2024 plus 2 miliarde aproape. La sfârșitul anului trecut erau 104 miliarde. Ce înseamnă 104 miliarde? Datorie de stat. Eu vreau ca cetățenii să înțeleagă. Pentru dânșa un miliard încolo, un miliard încoace. 104 miliarde, știți ce înseamnă? Împărțiți la 2 milioane de cetățeni, care eu nu cred că suntem mai mulți în țară, asta e 50 de mii de lei datorie pentru fiecare om cetățean care se află în țară acum. Mai mult ca atât, până la sfârșitul anului, datoria de stat va fi 125 de miliarde. Ce înseamnă asta? Asta e 62 de mii de lei datorie pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. E că cu așa cifre economice noi suntem la ziua de astăzi. Le cunoaște cifrele astea, Maia Sandu? Eu cred că nu.
Înțelege în asta ceva cei care se ocupă de economie, care dansează? Eu cred că nu. Păi, dragi moldoveni, uitați-vă cine pe noi ne conduce și la cine au adus. Acum, repede, o să răspund la întrebările care vin deja. Așa. Так, Игорь Дадон, бери в руки вожди, собирай всю оппозицию и сними саду. Мы народ вас всех поддержим, сил нет, больше терпеть. Если кто-то не согласен с политикой, скажите, кто, народ должен знать героя. Валентина, еще раз вот на русском языке я обозначу нашу позицию. Мы на этой неделе встречались с другими лидерами оппозиции. Я честно сказал, что мы готовы, социалисты, поддержать единого кандидата. Но в течение следующих двух недель мы должны определиться, либо у нас единый кандидат, либо мы участвуем, или участвуют представители разных партий, но с договоренностью, что они друг друга не критикуют, и во втором туре объединяются вокруг того кандидата, который народ выберет, даст больше голосов, чтобы он прошел во второй тур. Я думаю, что в ближайшие две недели мы точку должны и поставим в этом вопросе. Кто будет этот кандидат? Какие кандидаты будут от разных партий? Я думаю, что по истечении этих двух недель должно быть понятно. Но я считаю, что победить Майю Санду в этом году у нас очень высокий шанс. Внутри страны у нее нет шансов победить. Она опять будет надеяться на диаспору, но в диаспоре тоже не все в порядке. Будет надеяться на фальсификации путем голосования по почте. Я думаю, что разница голосов внутри страны для представителей оппозиции будет достаточно большой, чтобы все эти махинации перекрыть. Во всяком случае, у нас есть реальный шанс. Хочу вас обнадежить в том, что у нас реально есть диалог внутри оппозиции. Вот мне вот самый большой плюс после вот этих наших, мы общались на этой неделе, во вторник, шесть, ну, уже было публично, я, там, Кику, Влах, Филат, Ульяновский, представитель от партии Чебана, присутствовали наблюдатели, там, кто там был, Лесневский, Остолеп, там, и другие, Наташа Мораль. Плюс, хороший сигнал для страны, для всех нас, для граждан, что у нас есть диалог положительный, мы будем двигаться по общей стратегии. Я думаю, что мы выработаем общую стратегию и будем двигаться по ней. Так, кто должен быть генеральным прокурором для народа и страны? Я, как уже сказал, я считаю, что генеральным прокурором, лучше генеральный прокурор, чем Стайногла, на данном этапе нет и не может быть. Его нужно вернуть на должность генпрокурора, либо, если он будет единым кандидатом президента, я думаю, что он тоже может справиться с теми проблемами, которые есть у нас сейчас в стране. Так, комиссия девятингом спус, чейко честному проекту модификария Леджик приверил аэропорт промывать депас. Foarte simplu. Pe de o parte, ducă în eroare, ne imaginează că e ca uite, noi includem aeroportul în lista obiectelor neposibile privatizări, adică nu pot fi privatizate, dar asta e hot caniu. Asta îl fac cu scopul ca să poată da în arendă pe perioada mai lungă. Nu, șmecheri, nu, cartioșnici, tansori, disc. De ce e un nou scandal și o nouă problemă? Cum comentați evenimentele din Georgia legate de adoptarea legii privind transparența activităților ONG-urilor? Dacă o întrebare foarte bună. Stimați prieteni, aici o să mă opresc puțin, ca să fie foarte clar poziția. Ce se întâmplă în Georgia este treaba internă Georgiei, în primul rând, haideți să spunem așa foarte clar. Dar ei nu au făcut nimic altceva decât au făcut multe țări din Occident, când am văzut că au apărut instrumente netransparente care influențează politica în stat. Astfel de legi împotriva care se protestează în Georgia există în Statele Unite ale Americii, mai dure. În Ungaria, Orban a aprobat o lege și în genere a fugărit fondul Soros din țară. Dar e țară membru UE. De ce? Georgia acum luptă pentru interesele sale naționale. Care este poziția noastră? Care este poziția mea? Eu o să spun câteva exemple din experiența proprie. În anul 2019 au apărut câteva zeci de ONG-uri finanțate din extern, care în fiecare zi scriu scrisori la președinție. Unde a fost Dodon? Și mănâncă Dodon? Unde doarme Dodon? Cu cine discută Dodon? Și așa mai departe. Zeci. Eu sunt public la o etapă. Toate aceste zeci de ONG-uri erau coordonate de Alaiba.
Uitați-vă, intrați în istorie și o să vedeți. Și mai mulți reprezentanți așa numiți societății civile, care, apropo, acum toți sunt în guvern, în parlament, membri PAS. Eu nu sunt potriva transparenței, dar eu pun o întrebare. Dar aceste ONG-uri finanțate de UE și SUA, care a fost scopul lor? Scopul lor a fost să facă campanii anti-Dodon pentru Maia Sandu și pentru PAS. Apropo, unde se e acum? Ce nu întreabă Maia Sandu? Cine doarme și unde merge și cât cheltuie? Ce nu întreabă Maia Sandu? Cine finanțează spoturile astea de mii de euro? Eu știu cât costă. Ce nu întreabă Maia Sandu? Cine finanțează consilierii? Și de ce consilierii prezidențiali primesc salarii din fonduri externe? Pentru că dacă ne uităm la acest lucru, punem aici presa, așa numită liberă și independentă, care primește anual granturi de milioane de euro. Și lumea de mă nu se uită la televizor, pentru că jurnaliștii de acolo dau ceea ce cine plătește, tot tot plătește, tot devușul tanțuie. Și în situația asta, eu ca cetățean și toți cetățeni spun, băi, dar hai măcar să vedem de unde sunt banii și ce cheltuie. Nu să interzicem, cum a făcut Orban. Poate ar trebui ca Orban de interzis. Dar la prima etapă, haideți, public voi spuneți. E că noi primim de la fondul Soros sau de la Departamentul Statului Statelor Unite sau de la Comisia Europeană, toți ăștia, Watchdog și toți felul de experți. Noi primim 10 milioane de dolari, noi cheltuim uite pentru ce, și atunci măcar transparență să fie. Dar ei și de transparență suntem. Păi, în opinia mea, noi astfel de mecanisme obligatoriu trebuie să le elaborăm. Pentru că ce s-a întâmplat, hai, am început cu reforma de justiție. Cum se primește așa că justiția Moldova este reformată de 10-15 ani de aceiași oameni care au încasat 10 și sute de milioane de lei? Sute de milioane de lei, nu, eu n-am greșit. 10 de milioane de dolari de euro au fost plătiți pe reforma justiției care a plăcat prin ONG-urile astea. Și am o reprezentanță ONG-urilor, vreți să fie președinte la Curtea Supremă de Justiție și multe alte funcții. Păi noi ce avem? Avem stat sau avem stat sau avem... Hai atunci lichidăm statul și le punem pe ONG și dar ei nu răspunde nică. Lor va ce tot une de tot ce se întâmplă. Dar ei spus protecție. Noi... Păi că de ce astfel de legi sunt necesare? Și ele trebuie aprobate. Și ele vor fi adoptate. Cel puțin noi, socialiști, vom fi ferm pe poziția aceasta. Transparență maximă și în domeniul societății civile, și în domeniul mass media. Altfel nu se poate. Altfel noi nu avem stat. Atunci, care este sensul să creeze un partid politic? Uitați-vă, noi transparență maximă. De unde am luat și am făcut drapelul ăsta sau nu știu ce. Dar un ONG, buget de 10 de ori mai mare ca Partidul Socialiștilor, fac ce vor, influențează politica în Republică, se dau vajnici și nujnici la televizoarele, tot plătite de dânșe. Și atunci ce facem noi? Iaca ce se întâmplă în Georgia. Iată ce trebuie de făcut în Republica Moldova. Noi trebuie să facem curățenie, regulă, transparență în tot ceea ce ține de societatea civilă. Societatea civilă suntem noi toți. Și eu și dumneavoastră nu suntem societatea civilă. Dar noi cei care primesc bani din extern și vin și ne critică la televizor. Măcar să nu vă fie rușine. Ieși să spuneți, băi, într-adevăr, eu am salariul de 20.000 de dolari, că trebuie să-l critic pe Dodon. Oamenii trebuie să știe lucrul ăsta. Ia ca ceea ce se întâmplă cu ONG-urile. Practic, în каждую неделю молдавские воины участвуют в каких-то учениях. То прыгает с парашютами, с румынами, американцами, то тренируется стрелять. С чем это связано? Майя Санду готовит нас к войне? Очень хороший вопрос. Я думаю, что этот вопрос беспокоит абсолютно всех. Вот первый вопрос, который волнует молдавское общество, молдавских граждан, простых, бизнес. Это будет война или не будет война? Более того, я скажу, что я общаюсь с представителями бизнеса, ну, аграриями, у которых они приняли решение остановить все инвестиции. Они не покупают сельхозтехнику, они не инвестируют, потому что боятся на фоне всех этих учений то, что делает Майя Санду и эта власть, чтобы завтра-послезавтра началась война. И вот цифры, которые я сказал, экономически плохие, вот в этом частично, вот почему это происходит. Люди не хотят инвестировать в Молдову. А как можно инвестировать, когда Майя Санду выходит и говорит, что, слушайте, у нас гибридная война, скоро русские на нас нападут? Ну, во-первых, нормальные люди во власти такие вещи не говорят, потому что это приводит к снижению инвестиционной привлекательности страны.
А во-вторых, давайте скажем честно. На кого Молдова может напасть? Ни на кого. Кто может напасть на Молдову? Кто? Румыния? Вроде бы не должна, если говорят, что мы там братья. Украина? Ну, объявляет, что не должна. Россия? Россия далеко. Она говорит, что уважает. Да даже если, что мы будем воевать с Россией, зачем тратить миллиарды лей не на экономику, а на вооружение? Зачем эти радары? Зачем все, что происходит? Это делают только люди, которые являются предателями национальных интересов Республики Молдова. Зачем, когда рядом война, ты сюда приводишь американских военных, и американские самолеты летают над бельцами, и ты делаешь ночью учения? Это могут позволить только предатели нашей страны. Я по-другому это не назову. В нейтральной стране летят американские самолеты. Нам не нужны ни американские, ни российские, никакие самолеты. Мы нейтральная страна. К чему нас готовит Майя Санду? Я не раз говорил, Майя Санду, лучше уйди с должности. Уйди с должности. Но не, ты не, ну, если хочешь остаться в истории Молдовы как человек, кто развязал войну, вот все, что делает Майя Санду, ведет к войне. Поэтому нынешняя власть, еще раз, это власть, которая может привести Молдову к войне. Исходя и из этих аргументов, эту власть нужно менять, и мы обязаны просто. Ради наших детей, ради нашей страны, ради наших людей, граждан, вся оппозиция объединится против войны, против Майя Санду. ПАС, правительство, Майя Санду – это война. Это должны понять все. Рано или поздно они к этому ведут. Так. Владимир Рожко. Каре есть эффект ужурить, каре референдум конституционала с промоутив каре конституции. В Амафине будет демажуритати конституционалом парламент Петро адопта модификарли. Дон Владимир, эффект ужурить кури грет, но пине носта иллегал. Есть эффект директ. Петро куртия конституционала, каре есть контролата, димая сам, держа спуск. Чей че вафе пробатла референдум, деодата де вини нормы легалы. Фера пробарем парламент, кудоу трим дивотр. Ceea ce Comisia de la Veneția a spus că este ilegal. Asta este un argument în plus de ceea ce este referendum. Nu trebuie să aibă loc. Nu trebuie să aibă loc acest referendum pentru că ne va pune într-o situație dificilă pe decenii înainte. Haideți să continuăm negocierile cu UE. Haideți să vedem la ce ajungem cu UE, la ce condiții. Pe urmă îi spune la oameni, bun, ia că ce am negociat noi cu UE. 1, 2, 3, 4, 5. Și oamenii să spună că ești de acord cu asta sau nu ești de acord. Cred că cineva se ridilește deasupra asta. Maia Sandu, cred că. Sisu. Următoarea întrebare. Practически, так, asta am spus. Maia Sandu заявила в нашем Меша интервью, что для нее было важно иметь румынский паспорт, потому что румынские паспорта были у ее дедушки и бабушки, что для нее это самосознание. С другой стороны, вчера стало известно, что Шор получил российское гражданство. Какое гражданство, кроме молдавского, есть у вас? Как вы относитесь к двойному, тройному гражданству для других политиков? Ну, во-первых, уважаемые друзья, у меня только молдавское гражданство. Я не намерен получать, хотя были разные предложения гражданства других стран. Я не буду комментировать сейчас Шора или Санду, у которых разные гражданства. Но я считаю, что руководство, лидеры страны, которые хотят быть руководителем своего народа, вести куда-то страну, они не имеют права, пока что морально, но это нужно внести в Конституцию, не имеют права иметь другое гражданство. Да, простые граждане могут иметь любые гражданства, потому что они решают какие-то экономические свои проблемы, социальные. Ему нужно ребенка отправить на учебу там, не знаю, там, в Румынию или там, во Францию, либо в Великобританию. Если у тебя румынский паспорт, ты там получаешь какие-то льготы. Или кто-то работает в России, ему нужно российское гражданство. Для простых граждан, для большинства граждан Республики Молдова это не проблема. Но для тех, которые хотят руководить страной, нужно вводить четкие ограничения. Только молдавское гражданство. Это моя позиция, я буду придерживаться этой позиции. А то, что делают один и другой политики, это их дело. Пока что закон им это не мешает. Eugen Carnet, bună dimineața și Hristos a înviat, adevărat a înviat. Igor Nicolae, vă ascultăm din Moscova. Spuneți, vă rog, populația din Rusia au să poată vota la toamnă? Vă doresc mult succes, Domnul să vă aibă în pază. Doamna Eugenia, din câte cunosc eu, câteva secții de votare ei vor să deschidă, nu atât ca în Europa. Cu regret, în Europa vor să deschidă proporțional mai mult decât
în Rusia, dar câteva secții de votare, eu sper că totuși vor fi deschise și sper că măcar de data aceasta să participați masiv la vot în Federația Rusă. Data trecută a fost posibilitatea să voteze vreo 70-80 de mii de oameni, în cont de numărul de secții de votare, dar au participat doar circa 10-15 mii de oameni. Deci, vă îndemn să fiți mai activi. Stepan Mihalache, Milano vă salut! Buongiorno, Milano! Dacă o să fie un candidat unic, mai Sandu o să facă tot ca în al doilea tur să-l scoată. Asta ea poate. Opinia mea. Gheorghe Margă. Gheorghe, noi luăm în calcul acest lucru. Asta este un argument de ce mai mult spun că ar fi bine să mergem mai mulți candidați ca să avem posibilitate. O scos pe unul, ne concentrăm tăți pentru următoare. Noi o să luăm în calcul acest lucru. Octav Банар, доброе утро. Вы проходили переписи или заплатили штраф? Ко мне дома еще не были. Ну, может, меня дома не было, но как-то я уже не проходил. Галина Буну, дом-дом-дом. Курт Европеана, Штие, Камулсис, Пенсионар, Троим, Косуди, Европе, Луна. Амукратла, Фабрика, Авандуто. Че не Штие, не Комиссия Европеана? Давно, Галина. Но сайбы грижи нимеди, но де молдовень, так нас не гадим, но сингур ланой. Ниш Европе, ниш Америка, ниш Румыни, нимеди. Noi trebuie să avem grijă singuri de noi. Noi trebuie să avem oameni în fruntea țării care se gândesc la țară, care se gândesc la interesul național. Dar nu la ceea ce spune Dedea Sem sau nu știu cine din Bruxelles sau din altă parte. Și ultima întrebare, Anastasia Saitan, sau Saitan, scuzați, când o să fie Uniunea Europeană, vrem noi ori nu? Totdeauna o să facă referire la atunci, de ce trebuie să cheltuim de două ori ca să ducem lumea în Europa? Noi avem mulți bani în buget. Când o să fie Uniunea Europeană? N-am înțeles întrebarea. În primul rând, cu referendumul, v-am spus opinia mea, eu consider că acest referendum nu are nimic cu Uniunea Europeană. Acest referendum este șmecherie și năgâțul Maesantu. De ce? De ce noi să participăm în jocurile Maesantu? Lasă-i să își-l facă. Lasă-i împreună cu președinția să voteze numai ei. Dar noi, cetățeni, trebuie să avem agenda noastră. Dragi prieteni, astăzi mai mult a durat decât de obicei, vreo 7-8 minute, dar a fost și o pauză. Eu vreau să vă urez la tot sănătate. Am spus că am început activ să merg în teritoriu. Mâine voi fi la piețele, probabil dimineața, în Urhei, în Telenești. Pe urmă, în Șoldănești, la ora 10, este un eveniment foarte mare sportiv. Vă invit, putem să discutăm și acolo, ochi în ochi. Păi mâine voi fi la Florești. De dimineață, la piață, după aceasta, de asemenea, voi fi prin câteva sate. Vă urez sănătate și cu Doamne ajută, reușim totul. Hristos înviat!